În primul rând, eu am vrut să urez succes activității tuturor celor implicați în club, conducerii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, copilașilor care se bucură de această nouă locație. Și sigur, am avut așa și un ușor gust amar legat de faptul că am fost promotorul, am fost inițiatorul acestui proiect de a începe reabilitarea acestei clădiri și cred că contribuția mea per total cu tot ce înseamnă act administrativ și susținere se materializează în peste 75% cu privire la realizarea acestui obiectiv și aș fi văzut corect să fie alături și cei care s-au implicat. Eu, în calitate de fost primar și deputat și care am susținut acest proiect și l-am demarat, inspectorul general, consilierii locali, indiferent de culoare politică, primarul, ar fi fost o chestie frumoasă, pentru că era la municipiului roman și a fost o acțiune destul de greu și de demarat și de susținut. A durat ani de zile și s-a făcut foarte greu. Am reușit greu să-i convingem pe decidenți că acest obiectiv trebuie realizat. Dar nu e nicio problemă, a fost doar un gust amar, eu nu sunt supărare pe nimeni, le urez mult succes, dar aș fi văzut așa cum am considerat eu și cum a declarat-o și maestru Marcel Iureș aseară la gală, că li se pare că aici în Roman este clădită o frumoasă familie. Aș fi vrut ca această familie să continue, să fie alături și în momentele grele și în momentele frumoase. Dar în primul rând cei care s-au implicat direct, s-au implicat activ în realizarea acestui obiectiv, cred că ar fi trebuit să fie acolo să ureze succes tuturor, fără culoare politică, fără niciun fel de alt tip de demers, doar la modul sincer, corect și ca o realizare a unei echipe care s-a implicat.